Și începem cu informația momentului. Florin Salam a fost săltat de polițiști de acasă și dus la audieri la secția 2 din capitală. Manelistul este acuzat că a luat bani și nu a mai onorat cântările, iar pe numele lui au fost depuse mai multe plângeri. Cu toate detaliile vine colega mea Denisa Dicu. Denisa, te ascultăm. Bun găsit tuturor! Florin Salam a fost ridicat de către polițiști în această dimineață și dus la audieri la secția 2 de poliție pentru a da mai multe declarații, întrucât acesta este acuzat de către trei bărbați care au depus plângeri la poliție într-un dosar de înșelăciune. Concret, celebrul cântăreț este acuzat de faptul că nu s-a prezentat la evenimentele pentru care a fost plătit de către acești trei bărbați cu sume în avans, iar oamenii legii au estimat că un prejudiciu total se ridică la suma de aproape 20.000 de euro. Știm că nu sunt primele probleme cu legea pe care le are Florin Salam chiar de la începutul acestui an, pentru că un alt bărbat din Dâmbovița l-a acuzat în urmă cu câteva săptămâni de același lucru, de faptul că nu a venit să-i cânte la evenimentul său, respectiv la nunta sa, deși i-a plătit în avans suma de 5.500 de euro. Așa cum vă spuneam, Florin Salam este în acest moment la secția 2 de poliție pentru a da mai multe declarații. El a fost ridicat încă de la primele ore ale dimineții de acasă din domiciliul său și polițiștii și procurori au mai făcut descinderi și în alte două locații din București în acest dosar de înșelăciune. Important de precizat mai este faptul că Florin Salam trebuia să participe aseară la un concert la un club de fițe din capitală, însă chiar organizatorii au anunțat faptul că din cauza neseriozității cântărețului evenimentul a fost anulat.